Președintele Petrolului Cristi Vlad a spus astăzi în conferința de presă că petrecerea pentru promovare este aranjată, iar jucătorii trebuie să vină cu această performanță la finele sezonului. Până atunci, spune oficialul petrolist, fotbaliștii trebuie să fie cu gândul doar la acest obiectiv. Asta pentru că sunt cu banii la zi, au stipulate prime după fiecare meci, dar și o remunerație pentru promovarea în Liga 1. Satisfacția morală a unei noi promovări cred că este mai presus decât orice parte financiară. Există o primă de obiectiv, nu? Există o primă de obiectiv, există... Banii sunt la zi, deci nu se pune problema banilor. Eu le-am promis că eu deja vizualizez unde facem banchetul, ce facem la banchet. Deci le-am spus, știu despre ce e vorba, îi aștept să vină lângă mine și să-i invit la banchet. Dar asta ține numai de... O promovare îmi deschide multe uși, a spus Omul Gurel Cornățeanu, antrenorul Petrolului, fiind conștient că o avansare în prima ligă îi îmbunătățește CV-ul. El a fost înverșunat la întâlnirea cu jurnaliștii și a spus că lupii din teren trebuie să le dea lăptic lupilor din tribune. Altfel vor fi mâncați de fanii petroliști. Când câștigi un trofeu, te simți așa, stăpân. Tarzan. Da, așa te simți. Când câștigi ceva, faci o realizare în viață sportivă și vin oamenii aia, mare aia, mulțime de oameni și te ia și te pupă, îți spun eu, nu pot să descriu ce satisfacție ai. Dar trebuie să înțeleagă aici, când ai venit, trebuie să dai repede lăptic. Trebuie să dai repede lăptic pentru că primul care vă, suporterii, mă judecă pe mine și judecă și pe jucători. Mulți au plecat în această iarnă și mai mulți au venit. După Vlad și Cornățeanu, în arena au intrat noutățile din acest an. Numai puțin de 13 jucători, 10 seniori și 3 juniori s-au pozat în tricourile oficiale de joc.